Din nou la Coloseum 39. Suntem la jumătatea galei în cetatea de scaun a Sucevei. Partida 6-a între Alin Nicola și Marian Duca. Cumva cea mai grea, categoria 90 de kilograme, în colțul albastru, îl așteptăm pe Alin Nicola! Alin Nicola din Craiova luptă pentru clubul Tonce Art of Fights. Pregătit de Florian Tonce, are 22 de ani, Alina Nicola. 1,81 m, 4 partide, 3 victorii, una prin knockout și are și o înfrângere. Marian Duca! Marian Duca este rezident a Bruxelles, în Belgia, pregătit de Mircea Andronache, are 20 de ani, Marian Duca. 1,91 m, prima partidă a sa la profesioniști. His official weight, 95 kilos. His professional record stands at 3 victories and 1 defeat, 1 win by knockout. Fighting out of Craiova, Romania, ladies and gentlemen, Alin Nicola! And introducing his opponent, standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 20 years old and stands 191 centimeters tall. His official weight, 95 kilos. Suntem, he makes his professional debut here tonight and represents Romania. Super ladies gras, and gentlemen, spunem, introducing Marian, the Big Machine, poate să ne trimită la podea. Your referee at the bell, Andre Grosso. Andrei Grosu, în continuare, arbitrul ring. Le sunt reamintite celor doi luptătorii în centrul ringului regulile principale. Nicola stânga, Duca dreapta. Suntem, cine va risca primul, se duce Nicola, dar nu surprinde pe Duca. Lochii pe interior, Nicola încearcă să-i taie calea. Duca. Puh, genunchi din clinci, Duca. Low kick pe coapsă, din nou acea gen de lovitură, croșet de stânga. Bun românul de la Bruxelles. Arată că are tehnică. Se spune să ține distanța lui Duca. Croșetul de stânga, locul pe exterior, încă o dată locul pe exterior după ce și Nicola a dat în interior croșetul de stânga pentru Craiovean. Se aduce aminte lui Duca că este mâinat decât adversar și nu are voie să o lovească la cap. Trebuie să apere bine Duca.
Deci combinație, două croșee și un genunchi a încercat Duca. Multă agresivitate cere arbitrul. Nu mai stai să spui Nicola, lovitură frontală. Bum! Ce pum s-au dat în centrul ringului și un ochi pe exterior i-a înduit genunchiul ușor Duca. Încă o dată, da, vrea să-i avarieze piciorul din față lui Nicola. Bine împachetat Duca. Da, mare tehnică de kickboxer Duca. Câte low kick-uri și-a luat pe stângulă până acum Nicola. Începe să ferească deja. Puuu, lovitură înaltă Duca. Cu șut de dreapta ratat. Mai începe și Nicola să dea drumul la brațe. Superbă repriză oferită de cei doi grei, Alin Nicola și Marian Duca. Dragi suceveni, în rândurile noastre, surprizele continuă, unul dintre pionierii kickboxingului românesc, omul care a scris istorie pentru România și ne-a reprezentat, Ionuț Sistimae, se află printre noi. Aplauze toată lumea pentru Ionuț Sistimae și mulțumim că se află în monumentul istoric de data de scaun a Sucevei. Surprinde puțin Nicola cu cele combinații de croșee. Că se ține distanță pe Duca cu lovitura frontală. Direcția de dreapta n-a mai reușit o lovitura de picior. Iar își ratează croșeul de stânga Nicola. Vorbesc codificată ambii antrenori. I-au zis pe ambianță. Prea multe voci pe ambianță, însă sportivii sunt conectați clar doar la cea a antrenorului. Ho, croșu de stânga a lui Alin Nicola. A uitat Nicola să mai dea și cu piciorul. A încercat o lovitură, sărită cu genunchiul
Duca s-a repoziționat, a mărit distanța Nicola. Batează are și un croșeu Nicola. Hai să-i cere să pună stânga în fața lui Duca. Și trebuie și a doua repriză. Mai puțină rezolvare, mai puțină reușită această rundă secundă. Au mai obosit cei doi luptători. Ridică piciorul la derută Duca. Să tot pe braț a lovit. A rămas pe colțul ringului Nicola. Nu l-a atacat Duca. Duca, luptătorul mai înalt, cât de bine lovește cu high kick-ul. L-a lovit cu prosup antrenorul pe Nicola ca să plece de acolo. Încurajat Duca de antrenorul său să dea drumul și la brațe. Da. Două, trei brațe și apoi low kick. Asta a fost combinația clară a lui Marian Duca. Croșeu de stânga Nicola. Îi postează low kick-ul pe exterior Duca. Avea și un pumn în capul adversarului, dar nu a ieșit. De secunde. Lochi pe exterior, iarăși, încă unul. O vitură înaltă și cu piciorul stâng, prima în meci pentru Duca. Ce croșeu de dreptă, bătează Nicola. Ultimul minut. S-a auzit la bătaie pentru un moment Marian Duca. Vește la stomac pe scădere de nivel aici Nicola. Dar acum mai sunt 30 de secunde. Cam așa spun de obicei antrenorii, timpii mai mici, e forța pe luptători să ducă la bătaie. Pas în spate Duca. Ușor de dreapta, iarăși n-a reușit Nicola să ducă la bătaie. Și se termină partida între cei doi grei, care până la urmă n-au mai riscat în ultima repriză, ceea ce este și normal.
ladies and gentlemen, after three rounds of kickboxing action, we go to the judges for a decision. This bout has been ruled a split decision Decizia in favor la limită. Of your winner. Fighting out of the red corner, Portul Roșu, da. Câștigat debutantul Marian Duca. Portul Roșu, Marian Duca! Român care se pregătește în Belgia la Bruxelles, sper că îl vom mai vedea în Coloseum. A arătat o tehnică bună de kickboxer. Luăm pauză și revenim cu